Leo este un camion vesel și curios. Ne-a adus forme noi, hai să le găsim. Leo e prietenul tău, a venit să te ajute. Trenuleți și mașini, hai să construim. Leo, Leo, super camionul Leo. Super camionul Leo trece pe lângă un depozit mare de mașini vechi. Mașinile stricate sau foarte vechi sunt aduse aici. Oh, un avion uzat! Și acesta a fost adus la depozit. Iar acesta e un parc de distracții. Lopățică, roboți, uitați ce a adus Leo! Componente, desigur! Să construim o mașinărie nouă. Leo descarcă componentele. Toată lumea de-abia așteaptă. Roboții sunt nerăbdători să încerce noua mașinărie. Asta e fundația. Motorul. Partea de sus ar trebui să se învârtă. Să punem o spirală frumoasă deasupra. Da, roboților, și această parte e utilă. Cinci bare albastre. Una. Două. Trei. Patru. Cinci. Stați, roboților, încă nu este gata. Pe ce vă veți așeza? Leo are o idee. Trebuie să mergem la depozitul de mașini vechi. Leo, unde ești? Hai să găsim ceva ce putem atașa la caruselul nostru. O rachetă. Un avion, un elicopter, mașini. Sunt vechi și cam murdare, dar... le curățăm și le vopsim. Robotul albastru curăță mașina albastră. Robotul roșu vopsește racheta.
Mașina de curse e gata deja. Macaro încarcă vehiculele într-un camion mare. Să le ducem la parcul de distracții și să le atașăm de carusel. Am ajuns. Mașina. Avionul. Mașina de curse. Racheta. Și elicopterul. Gata! Roboții pot porni. Haideți! E atât de distractiv să te dai pe mașinării noi. Bine lucrat, Leo! Super camionul Leo, camionul preferat al copiilor. Leo, Leo, super camionul Leo. Leo se grăbește să introducă o nouă atracție în parcul de distracții. Totul este aproape gata. Macaraua termină de construit imediat. Roboții se dau cu mașinuțele și așteaptă finalizarea roller coasterului. Leo a ajuns. Ce va aduce? Au terminat de construit. Roller coasterul funcționează acum. Iuhu! Roboților, ați sosit la fix? Urcați în mașină. Oh! Nu este spațiu suficient pentru al treilea robot? Asta a adus Leo. Componente pentru roller coaster. Să construim. O platformă albastră. Un corp format din două părți. Mov și galben portocaliu. Punem scaunul. Farurile din față și din spate. Roți. Ele conectează mașina la șine. Două componente cu care unim mașinuțele. Una în față și una în spate. Ups! Mașinuța este pe șine. Să o conectăm cu celelalte. Robotul Mov este tare fericit. Sunteți pregătiți? Trageți bara de siguranță. Ups! Mașinuța asta nu are bară de siguranță. Nu poți merge fără bară de siguranță. Aici ar trebui să fie atașată bara.
Leo o va găsi. Uită-te cu atenție. E aici, pe undeva. Ai găsit-o! Bara de protecție pentru a treia mașină. Robotule, trezește-te! Acum ești înăuntru, poți porni! Următorul! Sus! Sus! Până în vârf și jos. Ce rapid a fost! Am ajuns! Oh! Se pare că roboții sunt un pic speriați. Dar chiar s-au distrat. Mulțumim, Leo! Leo, Leo, supercamionul Leo! Acesta e un parc de distracții. Excavatorul lopățică sapă o groapă în pământ. Supercamionul Leo și lopățică vor construi aici un carusel. Salut, Leo! Groapa este gata. Descarcă componentele. Vom așeza cercul verde în centrul platformei albastre. Aceasta e o bază roșie cu galben, care va avea un mecanism de rotație cu motor. Mecanismul cu rotație va fi asamblat din aceste componente. Cilindru, motor, rotițe. Vom pune un capac. Arcuri mov. Axul central. Suporturi roșii. Bare galbene și verzi. Bucăți rotunde verzi pe care le atașăm la cablurile albastre pentru a avea balans. Această parte nu funcționează. Roboților, unde vă duceți? Așa funcționează? Nu. Avem nevoie de un scaun.
Leo, stai! Să ne uităm aici. Ce scaune se potrivesc în carusel? Oh, roboții sunt aici. Acestea? Nu. Acestea? Nici acestea. Dar acestea? Da! Să încărcăm scaunele. Gata! Să mergem! Leo, instalează scaunele în carusel. Acum roboții se pot da. Țineți-vă bine! Hai! Roboții se distrează. Mulțumim, Leo și Lopățică! Camionul Leo. Acesta e un parc de distracții. Uite, roboții se dau un roller coaster. Ah, pentru ce sunt acelea? Vom construi ceva nou? Salut, Leo! Și mai multe componente. Să construim un carusel ceșcuță. Vom face un mic inel din părțile astea colorate. Și un inel mare cu acestea. Acum e o platformă rotundă. Farfurii zburătoare? Vom monta niște cești mari pe ele. Roboții vor merge în ele. Un centru galben. Patru volane pentru a învârti ceștile. Uși. Roz deschis, verde, roșu și galben. Trepte de viteză și un motor pentru a roti caruselul. Roboții sunt nerăbdători să-l încerce. Oh, ceva lipsește. Avem cești, dar nu avem ceainic. Ne-ar trebui un ceainic mare la motor. Leo pricepe tot. Caută un ceainic.
Stai! Ce e acolo? O oală uriașă. No. O sticlă cu suc de portocale. Nu asta. Un ceainic. Leo, unde ești? Unde te ascunzi? Ceainicul e atât de mare că Leo se poate ascunde în spatele lui. E greu. Ai grijă, Leo. Acum totul e la loc. Porniți! Roboți, învârtiți volanul ca să vă învârtiți ceașca. E distractiv. Salut, lopățică! Vrei să te dai și tu? Ceașca verde e liberă? Pornește, Leo! Iuhu! Camionul Leo. Ce vreme însorită! Roboții conduc mașini electrice. Doi roboți s-au ciocnit. Robotule, fii atent! Du-te! Oh, ce-i acolo? O mulțime de componente. Utilajele de construcție pleacă acum. Și cine vine? E super camionul Leo. Salut, Leo! Ce multe componente sunt! Și roboții sunt curioși să vadă ce vei construi acum. Ha-ha, ai grijă! Să începem! Întâi, punem 4 suporturi puternice pe platforma făcută de utilaje. Conectăm 8 părți pentru roată. Wow! Sunt 2 roți! Le conectăm cu un ax în centru. Apoi atașăm roata la turnul de susținere. Ce urmează? Aceasta e o cabină. Montare. Uși. Și un acoperiș pentru a ne proteja de soare. Cabina numărul 4 e la locul ei. Și celelalte la fel. Caruselul se va învârti cu ajutorul acestor rotițe. Leo, ai construit un carusel! Roboții abia așteaptă să-l încerce. Le dai voie? Desigur! Haideți, roboți! Leo, pornește caruselul! Oh, dar nu pornește. Mai încercăm o dată? Tot nu merge. Desigur, ca să funcționeze caruselul, este nevoie și de un motor.
Așa e, roboți? Mm. Leo, știi unde să-l găsești? Oare motorul e la Leo acasă? Ura! Iată-l! Motorul este foarte greu. Leo abia îl poate mișca. Oare cum îl va transporta? Leo, îl poți ridica? Nu? Lopățică știe ce să facă. Utilajele de construcție ne vor ajuta. Macaraua va ridica motorul și îl va pune în camionetă. Să mergem, mașinilor! Împreună vom reuși! Macaraua așează motorul la locul lui. Roboți, ocupați-vă locurile! Lopățică, Leo, porniți caruselul! Ura! Funcționează! Priveliștea este minunată! Este seară. Se aprind luminile. Uite ce frumoase sunt. Leo, lopățică, bună treabă. Leo, Leo, supercamionul Leo. Supercamionul Leo pleacă undeva. Ce s-a întâmplat? Oh! Leo și-a pus pălăria ca să se apere de razele puternice ale soarelui. E foarte cald astăzi. Toată lumea a ieșit afară. Roboții se joacă cu mingea lângă râu. Iar Leo va construi o nouă mașină. Hei, prinde mingea, robotule! Leo va descărca elementele și va construi o mașină de înghețată! Aceasta e o caroserie albă. Aici e aparatul de făcut înghețată. Aripi! Uși. Patru roți. O bară de protecție în față și una în spate. Un grilaj pentru radiator. Luminile din față. Două prelate pentru a ne proteja de soare. Difuzoare. Și o înghețată mare din plastic, ca să știe toată lumea că aici se găsește o înghețată delicioasă. Mașina de înghețată e gata. Robotule, vrei să vii cu noi? Haide! Thank you.
Prieteni, priviți! Aceasta e o mașină de înghețată. Mi-aș dori să fac cinste tuturor cu înghețată. Nu este înghețată. Nu fiți triști, roboți. Leo, ne poți ajuta? Pentru înghețată avem nevoie de lapte și de cornete. Le găsim în magazinul lui Stevie. Salut, Stevie! Desigur, Leo! Poți lua lapte și cornete. Mulțumim, Stevie! Să umplem aparatul de înghețată cu lapte. Iar aici e cornetul. Roboți, apăsați maneta. Funcționează! Robotule roșu, unde mergi? Vrei o înghețată cu căpșuni? Pune căpșuna în aparat. Uite, înghețată de căpșuni! Să-ți fie de bine! Bună treabă, Leo! Leo, Leo, supercamionul Leo! Uite cât de tare strălucește soarele astăzi! Și iată că vine Leo! Oh, Leo, ce s-a întâmplat? Astăzi nu zâmbești. Îți este cald? Desigur! Pune-ți șapca pe cap! În felul acesta nu-ți va mai fi cald. Încă ți este cald? Uite, Stevie se răcorește cu un duș. Pare distractiv. Leo, du-te să încerci și tu. Sigur o să te simți mai bine. Grozav duș! Mulțumim, cisternă! Vrei să facem ceva dulce și răcoritor? Spre exemplu, o înghețată! Să construim o mașină de înghețată! Leo, poți aduce piesele? Leo a adus piesele. Să le descărcăm! Cât de diferite sunt! Hai să asamblăm mașina!
Foarte bine! Acum avem nevoie de fructe. Stevie, alege tu! O cireașă. Dar ce e aceasta? Stevie, chiar ai nevoie de o roșie? Atunci, o căpșună! Excelent! Stevie, ce înghețată îți place cel mai mult? De cireșe sau de căpșuni? De căpșuni! Hai să o curățăm de codița verde și să facem o înghețată bună pentru Stevie! Acum ia cireașa! Să facem înghețată de cireșe pentru Leo! Iată, a venit și Max. Să-i dăm și lui înghețată. Uite, a adus niște ciocolată. Ce fel de înghețată vom face? Așa este, de ciocolată. Poftă bună, prieteni! Leo, Leo, supercamionul Leo! Aceasta e casa lui Leo. Bună dimineața, Leo! Mergi la o plimbare? Wow! Este umbra unui avion! Uite-l! E acolo sus! Ce rapid este! Haide la joacă, Leo! Leo, ai de gând să construiești ceva? Să descărcăm componentele! Acestea două par a fi suporturi. Corp alb. Părți cărora le putem atașa motorașe. Uite așa! 1, 2, 3, 4. Baterie. Și elice. Leo, este o dronă! O dronă are nevoie de 4 elice. Noi avem doar 3. Una lipsește. O poți găsi tu? Poate elicea e în spatele toboganului. Nu. E aici! E la Stevie! Stevie se joacă cu ea!
Stevie, arăți ca un elicopter! Ai grijă! Ești în regulă? Să atașăm elicea la dronă. Uite așa! Iar tu, Leo, ia telecomanda și ridică drona în aer. Lopățică, vrei să te joci și tu? Oh, ai adus o cameră foto. O instalăm pe dronă și urmărim ce se întâmplă acolo sus. Iată! Drona se ridică! Leo, pornește camera! Să facem poze! Grozav! Totul funcționează! Leo, ce jucărie interesantă ai construit astăzi! Abonează-te la Alabala și urmărește toate aventurile supercamionului Leo!